aprobarea așa numitor pensii speciale pentru parlamentari. Am avut mai multe declarații publice începând cu anul 2009. Îmi reafirm poziția și cu această ocazie. Am spus în 2009, când am preluat mandatul, la început de mandat, la primului meu mandat, nu am fost ales de către sălăjeni pentru a dobândi pensie specială. Azi, când vorbim, mai am un sfert de secol până când voi îndeplini condițiile de pensionare. Și din acest motiv nu am nici un gând legat de pensie. Dar consider o mare nedreptate, să nu-i spun mizerie, în raport cu ceilalți pensionari din România, decizia majorității PSD din această săptămână. Principiul care trebuie să primeze în absolut toate situațiile este principiul contributivității. Am spus acest lucru și în 2009, când am susținut eliminarea pensiilor speciale. Am spus și în 2010, când am susținut legea sistemului unic de pensie bazat pe un singur principiu, principiul contributivității, și spun și azi, când majoritatea categoriilor beneficiare în 2009 de pensii speciale și le-au redobândit. În frunte cu magistrați, personalul din Ministerul Afacerilor Externe, angajați ai Parlamentului României și așa mai departe. Nu cred că ar trebui să avem în discuție nicio clipă alt principiu decât principiul contributivității. Sunt de acord că trebuie să făcute modificări la lege astfel încât să ți se consideră vechime în muncă perioada în care îți exerciți mandatul de primar, președinte de Consiliu Județean, viceprimar, vicepreședinte de Consiliul Județean, parlamentar. Dar nu sunt de acord, pe lângă pensia pe care o primești, să beneficiezi de această indemnizație specială, numită pensie specială, funcție de numărul de mandate. Am vrut să fac aceste precizări pentru că personal sunt mâhnit, sunt deranjat de faptul că sunt inclus în aceeași categorie cu cei care sunt înjurați zi de zi, ceas de ceas, în de către opinia publică, pe drept cuvânt, în momentul în care instituția Parlamentului a luat o astfel de decizie. Aș vrea să subliniez de unde a pornit acest mesaj al meu. Am fost, dacă vreți, plăcut surprins în momentul în care președintele României s-a adresat Parlamentului în această săptămână, printre altele, domnia sa a spus: vă rog să faceți eforturi pentru a nu mai acuza instituția, fie că vorbim de Parlament, Guvern, Primărie, pentru acțiuni ale unuia sau altuia membrii vremelnici în acestor instituții. Sunt membru al Parlamentului României, dar mă delimitez de aceste acțiuni și am făcut-o foarte clar și la votul pe pensiile speciale, decizia politică de a arăta românilor cine susține și cine nu susține pensiile speciale, ați văzut-o. Am părăsit sala
de plen, tocmai ca să nu mai fie discuții că doi au rămas, păi patru au votat, totuși au votat, că au fost printre parlamentari PSD. Nu! Niciun parlamentar PNL nu a rămas în sală, cu excepția secretarului de ședință, care avea obligația să rămână și să numere, conform procedurii, voturile. Domnia sa votând împotrivă. Cel de-al treilea element care vreau să-l aduc în fața dumneavoastră azi, în legătură cu săptămâna politică care se încheie, este legat de protestul crescătorilor de oi, asociației crescătorilor de ovine din România, din 15 decembrie 2015. Vreau să fac în fața dumneavoastră, să aduc în fața dumneavoastră câteva elemente, câteva precizări, pentru că am văzut în spațiu public, cel puțin la un moment dat, o asociere acestei, nici nu cum să o numesc, aceste inițiative legislative cu Partidul Național Liberal și eventual cu un parlamentar din Sălaj. Am primit astfel de, nu știu, am primit telefoane în sensul acesta și vreau să fac aceste precizări în fața dumneavoastră. Înainte de toate, un scurt istoric. Legea 407 pe 2006, legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic, este, după cum știți, în vigoare din 2006, imediat de 10 ani. Legea 149 pe 2015 a fost inițiată în 2013, a fost respinsă, aprobată, a urmat întreg circuitul legislativ, a fost retrimisă spre analiză de președintele Klaus Iohannis și a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis în 15 iunie 2015. Doi ani de zile cât au avut loc dezbateri, inițiatorii, și o să vorbesc și despre inițiatori, nu au fost interesați să asculte opinia tuturor părților implicate, în special a crescătorilor de oi din România. 6 luni de zile de la publicarea în Monitor Oficial, de la promulgarea acestei legi de către președintele României, domnul Klaus Iohannis, nicio asociație a crescătorilor de ovine din România nu s-a sesizat și nu am văzut niciun protest public până în data de 15 decembrie 2015, exact în ziua în care majoritatea PSD propunea și va vota cu susținerea ALDE, UNEPR și UDMR pensiile speciale în Parlament. Exact în ziua respectivă. O coincidență la care ar trebui să reflectăm un pic. În ceea ce privește inițiatorii, 8 deputați și senatori PSD, 1 deputat UDMR, 1 deputat PC, azi ALDE, 10 inițiatori. După cum vedeți, niciun parlamentar PNL nu se află printre inițiatorii legii 149 pe 2015, lege care modifică legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic. O precizare. Elementele principale de nemulțumire ale asociațiilor crescătorilor de ovine erau legate de faptul că li se interzice pășunatul în intervalul decembrie-martie, respectiv legate de numărul de câini care au dreptul să aibă la stână. Aceste precizări, aceste elemente sunt în lege de 10 ani. Nimeni nu a semnalat aspecte legate de nemulțumiri legate de aceste reglementări. Iar poate fi un element la care ar trebui să reflectăm. Cert este că Partidul Național Liberal, văzând solicitările Asociației Crescătorilor de Ovine, a luat decizia în Comisia de Unificare de marți, 15 decembrie, de a constitui un grup de lucru
care în luna ianuarie, împreună cu Guvernul României, împreună cu părțile interesate, Asociația Crescătorilor de Ovine, asociațiile vânătorilor, toate părțile interesante, să ne așezăm la aceeași masă și să găsim o formulă, dacă se poate, un consens, astfel încât să respectăm și legea, să respectăm crescătorii de animale din România și să protejăm și fondul cinegetic în România. Cred că Partidul Național Liberal este cel mai îndreptățit să facă un astfel de demers, având în vedere că nu se află printre inițiatori. Este cel puțin interesant, să nu spun de-a dreptul cinic, demersul domnului Dragnea, prin care dezinformat fiind, pentru că mă îndoiesc că nu cunoaște procedurile parlamentare, solicită președintelui României retrimiterea la Parlament a legii în condițiile în care legea a fost retrimisă odată și nu mai poate fi retrimisă spre dezbatere la Parlament. De asemenea, domnul Tăriceanu, cu reprezentant printre inițiatori, domnul Bogdan Ciucă, președintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților, nu orice parlamentar ALDE, solicită imperativ primului ministru, guvernului Cioloș, să abroge prin ordonanță de urgență anumite reglementări, lucru care s-a și întâmplat. De fapt, s-au prorogat anumite termene până în luna martie. Încă o dată spun, în luna ianuarie, noi, Partidul Național Liberal, avem toată disponibilitatea de a clarifica aceste aspecte legate de modificările aduse la legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic. Dacă doriți, așa ca opinie personală, eu cred că este o mare eroare limitarea numărului de câini la stână. Pentru că putem discuta de limitarea numărului de câini care se plimbă sau care însoțesc turmele. Pentru că este până la urmă și o reglementare europeană, dacă nu greșesc în sensul ăsta. Dar la stână, dacă un proprietar de oi dorește să aibă 10, 20 de câini, e problema dumnealui. De asemenea, tot o opinie personală, dar am discutat-o în grupul de lucru, eu cred că orice decizie am lua nu trebuie să îngrădească dreptul la proprietate. În condițiile în care tu ești proprietar de teren și deții și un număr semnificativ de animale, de oi în cazul nostru, nu cred că există posibilitatea legală să îngrădești dreptul proprietarului de teren, în același timp și proprietar al de animale, să se plimbe liber pe proprietatea lui. Am dat două exemple, două elemente care sunt, sigur, chestiuni care țin de opinia mea personală, nu este a Partidului Național Liberal, dar care cu siguranță le voi expune în grupul de lucru din luna ianuarie. Am făcut toate aceste precizări pentru că, din nefericire, luni seara, într-o emisiune de televiziune, la un post național de televiziune, s-a făcut o afirmație de către moderator și participanții la emisiunea respectivă că printre inițiatori s-ar afla și un parlamentar de sălaj. Și, bineînțeles, toți parlamentarii de sălaj au fost chestionați cu privire la faptul că sunt sau nu printre inițiatori. După cum ați putut observa, niciun parlamentar PNL nu se află printre inițiatori și, spre bucuria mea, niciun parlamentar de sălaj nu se află printre inițiatori. Am vrut să vin în fața dumneavoastră, a presei din sălaj, să aduc aceste precizări. În legătură cu ceea ce s-a spus de către domnul deputat, aș face câteva o referire la legea vânătorii și fondului cinegetic, pentru că de nenumărate ori am fost semnalat de anumite persoane care se deplasau pe centură în diverse scopuri, sport sau recreere și nu de puține ori alți proprietari de terenuri agricole care, din nefericire, nu se puteau deplasa pe jos în vizită la
propriile lor proprietăți, aceștia fiind întâmpinați nu de puține ori de câinii de la stână sau câinii care însoțeau acele turme. Prin urmare, în mod corect s-a și punctat de către domnul deputat că aceste drepturi trebuie însoțite însă și de respectarea drepturilor celorlalți proprietari de terenuri. Problema este amplă, eu cred că merită să avem o dezbatere și în ceea ce ne privește pe plan local.